Vara aceasta, studenții din toată țara au avut ocazia să descopere frumusețile Mehedințiului. Vorbim despre cea de-a cincea ediție a școlii de vară, arhitectura tradițională în geoparcul Platoul Mehedinți. În centrul proiectului s-a aflat restaurarea fostei primării a satului Balta, redenumită Ogoi, ce reprezintă acum un loc de adunare înconjurat de liniște. Școala de vară, arhitectura tradițională în geoparcul Platoul Mehedinți a debutat în 2016 ca un pariu al meu personal, privind modul în care studenții se pot raporta la satul românesc. Eu am copilărit la țară, dar știu că foarte mulți dintre colegii mei de la facultate nu au avut această oportunitate. Și școala de vară a început din dorința mea de a prezenta o altă față a satului românesc, un sat care poate avea un viitor cu implicarea atât a comunităților cât și a experților. Școala de vară a inclus două ateliere ce au reunit printr-o abordare multidisciplinară mai multe direcții de intervenție: restaurare, design interior, design peisagistic, antropologie și artă contemporană. În cadrul atelierelor, studenții au avut ocazia să pună în practică cele învățate la cursuri și seminarii. În acest an, în cadrul proiectului Ogoi, loc bun de adunat, am avut alături de studenți din toată țara și câțiva participanți liceeni din Geoparcul Platoul Mehedinți, mai exact din comunele Ponoarele și Balta. Am fost plăcut surprinsă să văd transformările prin care au trecut ei în doar două săptămâni, modul în care au devenit mult mai comunicativi, modul în care au învățat să aprecieze mai mult satele din care sunt, văzute prin ochii celorlalți participanți. Aceasta va deveni casa comunității locale, interesată să valorifice patrimoniul local. Mi-a plăcut foarte mult lucratul la bibliotecă și prin asta nu zic doar moment anume, mă refer la tot procesul în general, și cu proiectarea, cu discuțiile pe modele, pe cum am vrea să fie și propriu-zis lucrul cu mâna. Faptul că ce am pus noi pe hârtie și ce ne-am gândit chiar a ieșit și toată chestia asta de hai să băgăm un șurub, hai să facem o gaură, hai să punem un raft, un picior, ceva. Mi s-a părut foarte frumos. Eu, de fel, sunt extrovertită. Nu sunt genul de persoană care să nu comunice, care să stă doar în casă și îmi place să mă implic. Însă am observat copii care au venit aici la proiect și care erau destul de închiși, care comunicau greu, cărora, nu știu, parcă le era rușine să spună ce gândesc. Și, nu știu, dar după proiectul ăsta, efectiv, erau alți oameni. Nu știu, își puneau părerile altfel, comunicau altfel, nu mai era frică, nu mai era reținerea aceea. E o experiență care îmbină foarte multe aspecte. Da, faci arhitectură, faci proiectare, dar nu e doar atât. Din ce în ce începem să avem comunitatea lângă noi și să se implice alături de noi. Deci vezi oameni pentru care te implici să faci și cu atât mai mult te împinge și te susține să treci pentru zilele lungi de lucru. Activitățile derulate au fost încărcate de cunoaștere, iar organizatorii spun că vor repeta experiența și anul viitor.